Bună dimineața, mai oameni, deși e foarte udă această dimineață de 5 ianuarie. Asta pentru că ziua plouă, noaptea plouă, dimineața plouă, iar e un fel de bălăceală, un fel de balt așa peste țara noastră, sau mă rog, România e în apă, Doamne ferește să intre la apă, adică să se micșoreze. Asta e situația deocamdată pe frontul atmosferic. Suntem în fața dumneavoastră, în casa dumneavoastră și noi dumneavoastră la Cioala, cum se spune pe la țară. Și la această oră, 7:16, plouă afară, a plouat toată noaptea, torențial, se ciuclă foarte greu, primind informații de atenționări aproape de cod roșu în zona de sud a județului, barajele sunt pline, unele arhipline, unele o să se golească și sunt atenționați cei care sunt pe malul stâng sau pe malul drept în zona asta de sud a județului. Se ciuclă greu și pe drumurile județului, în Amonte și în Aval. Avem informații că sunt ambuteiaje pe DN7, oamenii vor să iese, să coboare de la Băineasa spre Malaia și apoi să vină spre Călimărești, Mnicu Vâlcea, și apoi să treacă mai departe unii, să o ia spre Dealul Negru, Pitești, București, alții să ducă spre Drăgășan, Craiova și mai puțin încolo spre Târgu Jiu, cum se spune într-un cântec lung, e drumul Gorjului, dar mai lung al Dorului. Ninge abundent la munte și în această dimineață, anii și azi noapte, oameni care, dacă n-au mai văzut zăpada de câțiva ani de zile, se încumede să plece la drum, fără lanțuri, la mașină, fără lopată, fără, bineînțeles, săculețul cu nisip, și apoi formează 112 și intervin cei de la drumuri, intervin cei de la salvamont. Râurile umflate, ieșite din matcă de câteva zile, Olăneștiul umflat, ca de obicei, vine din Amonte, se duce spre Olt și sunt destul de multe reziduri așa lăsate de noi, oamenii, pe stânga și pe dreapta, și sunt aduse aici ca să le vedem noi în centrul orașului. Am așteptat în această dimineață 5 minute după o jumătate de oră ca să vină colegul meu Mită să mă ia. Om plouat așa, a plouat suntem mai mult din cauza situației din țară și nu numai situația din țara noastră, în general în toată lumea. Dar să nu băgăm în seamă, să zicem, pandemia, că ne-a băgat ea în seamă, și să venim cu totuși cu niște momente așa mai, nu neapărat vesele, mai de descrețit fruntea dis de dimineață. Și începem cu o maximă, dar nu maxima zilei, cu o maximă a emisiunii. Începând în această dimineață o să avem maxima a emisiunii, maxima matinalului Fii Antenă și o maximă legată de vreme. Spunea cineva următoarele, scria undeva pe o hârtie următoarele cuvinte, care au format și o frază: cuvintele dor mai mult decât palma, lasă urme adânci și uneori urmele pot deveni răni greu de vindecat. Au sau nu dreptate cei care au pus pe hârtie aceste cuvinte? Ne spuneți dumneavoastră formând 0250-732456 dacă aceste cuvinte sau alte cuvinte dor mai mult decât urmele lăsate de trecerea noastră prin viață. Am venit acum filozof dis de dimineață. Vă salută și colegii din tehnic, e vorba de Romeo, de Marian și de Miță. Și vă salut și eu, dacă aveți poftă să răspundeți la urarea mea sau a noastră, formați numărul de telefon, spuneți ce se întâmplă, pe unde sunteți, în sudul județului, în nordul județului, în vest, în est, dacă ploile care au căzut și cad în continuare v-au creat probleme, le spunem colegilor din redacția știri să vină înspre dumneavoastră și apoi să fie anunțate oficialitățile. Mi-aș dori o legătură cu domnul primar Năstăsescu de la Voineasa, pentru că au fost niște întâlniri, nu neapărat de taină, în legătură cu pârtia de la Obârșia Lotului, poate mai târziu, după ce vă oferim câteva rubrici deja consacrate aici la matinalul Fii Antenă. De la maxima emisiunii, legată de cuvinte care dor mai mult decât o palmă, să trecem la maxima zilei de astăzi. 8, cifra 8 este trecută în dreptul Râmnicului și alte localități mai de centru și sud, pentru că mai sus de 8 nu o să se ridice temperatura astăzi. E bine, mai avem acest brad de Crăciun, mai are de stat în studioul matinalului Fii Antenă vreo 2 zile, după care se va duce și el să ajungă probabil o ciutură undeva
de mestecat mămăliga sau cine știe o fasole care până la urmă o să fie și ea bătută, așa cum se întâmplă pe la țară. Iar dacă nu, cine știe, mai mulți brazi adunați, poate facem și un foc de tabără la o pensiune pe undeva, unde ne adunăm așa, numai în familie, că nu avem voie mai multe familii. Iată zona de nord a județului cu aceste localități, de sub munte, am putea spune, Câinem, Brezoi, Voineasa și muntele, creierul munților, am putea spune, obârșia Lotului. La Câinem 7 grade astăzi și precipitații mixte, Brezoiu astăzi tot cu 7 grade, ploaie și poate ceva la Poviță, Voineasa cu 7 grade și într-o altă zonă de sub munte, vorbesc de Buila Vânturarița, masivul Buila Vânturarița, Orezul cu 6 grade. Călimăneștiu, că venim înspre Râmnică, am înțeles să circulă foarte greu, a rămas cineva în ambuteiaj și ne-a dat un telefon. Călimăneștiu astăzi cu 8 grade, 6 grade la Olănești, o stațiune încărcată jumătate de zăpadă, jumătate măturată, să spunem așa, între ghilimele de apele învolburate, mai ales de Olăneștiu care izvorăște din masivul Gerea. Și ajungem în Râmnic, Râmnicul astăzi cu o temperatură maximă de 8 grade. Dacă e să mergem spre zona de sud a județului, vorbesc de Băbeni și apoi mai încolo către Drăgășani, Laloșu, ultima localitate geografic vorbind legată de județul nostru care face legătura cu un alt județ. Temperatura la fel nu va depăși 7-8 grade, 6 grade în schimb la Drăgășani, poate ne confirmă domnul Șerban, și șanse de ploaie mai mici în zona asta de sud, până la 60%. În rest, aproape 100% va ploua sigur, cum plouă și în această dimineață în Râmnic. Deci mare atenție dacă plecați la drum și încercați și zonele mai înalte, să nu uitați de lanțuri, lopățică și un săculeț cu nisip. Rămâne la dispoziția mea voastră, numărul de telefon 0250732456 pentru intervenții așa în direct sau răspuns la bună dimineața sau udă dimineața. Așa cum v-am obișnuit, avem în fiecare ediția emisiunii și câteva semnificații care au influențat întâmplări de-a lungul timpului, care au influențat evoluția sau involuția omenirii. Și o să avem imediat pe plasmă niște imagini cu niște oameni care au făcut ceva la viața lor, de sunt puși într-un calendar. Și iată aici figura unui poet, un poet cunoscut mai mult pe la francezi, nestudiat pe la noi, pentru că avem și noi poeții noștri. L-avem pe François Villon, un poet care a făcut ce a făcut și a fost condamnat la moarte, dar i s-a comutat pedeapsa asta cu decapitarea într-un exil. A fost exilat, dar după care nu s-a mai știut nimic de el. Dar avem telefon. Bună dimineața! Alo! Bună dimineața, Drăgășani! Drăgășani, bună dimineața! Nu vă mai zic foaie verde Drăgășani la anul și la mulți ani, că ne-am urat de la mulți bine, ani. Nu? Da. Nu, mai gata. Situația pe frontul atmosferic, domnule Șerban? Da. Minus, avem 4 grade la ora actuală. Da. Urcă către 7 mai la prânz. N-am greșit. Da. Da. Cer noros, vânt slab. S-a plouat toată noaptea. Acum plouă. Acum e un pic. E un pic libertate. Am înțeles. Vremea asta, domnule Șerban, pentru ce e bună vremea asta așa mocănească? Mai stăm în casă. Mai stăm în casă. Și în casă ce să faci? Că stăm în casă de aproape un an. Găsim noi ce să faci. Numărăm bani? Da, de unde? Crește natalitatea? Mai puțin. Mai puțin. Dar e vreme de... E vreme de e vreme de pivniță, așa, de beci, așa. Mai dai pe la damigeană, mai dai pe la butoi. Păi să știți că asta nu poți să uiți. Da? Dar de dormit e vreme, de dormit e vreme după amiaza. E. Acum trecem, că știu că vreți să spuneți o glumă, așa, și încep eu cu glumele din această dimineață. Și că da. E recomandat să dormi după masă, nu? Da. Sincer? Absolut. Mie îmi place mai mult să dorm în pat decât după masă. Păi nu după masă, după masa la prânz. După amiază, da? Da. Așa, perfect. Da. Ia să aud și gluma dumneavoastră, ca să ne descățim. Da. Domnișoare, zise doctorul, ai grijă de pacientul din salonul 6. De lângă fereastră nu mai are mult de trăit. Domnule doctor, azi dimineață se simțea bine. M-a îmbrăcișat, m-a pupat. Da, dar v-a văzut nevastă sa. Am înțeles. Deci nu are mult de trăit, că l-a văzut nevastă. Am înțeles. Dumneavoastră, la doctor, eu mă duc la preot. Nu prea mă duc eu pe la... Așa, mai ales la spovedite, așa că dacă
M-ar asculta preotul, cred că ar închide biserica definitiv. Da. Ci că merge un bărbat la spovedit, la preot și zice, părinte, mi se întâmplă ceva. În fiecare zi aud o voce, dar în fiecare zi aud o voce care îmi spune ce să fac. Ci sunt posedat, părinte? Și părintele răspunde, nu, fiule, ești însurat. Așa, perfect. Se aude vocea zilnică a soției care... Fă asta, du-te acolo, vino încoace, ia mai... Se aude, absolut, nu? Absolut, da. Absolut, am comenzi permanente. Nu suntem posedați, suntem în posesia soțiilor, nu? Da. Altfel, domnule Șerban, care e situația pe pladuna voastră? La ce ați venit la Drăgășan, domnule Șerban? Că am vrut să vă întreb de mult, așa. Uite, mă apucă pe mine. Ce să văd la Drăgășan? N-am înțeles. De ce să vin eu la Drăgășan? Că eu știți, cum așa, călător cu turismul, cu promovarea turismului în toate zonele județului. La ce aș veni? Pentru documentare, așa. O documentare. Și ce să le arăt oamenilor dacă vin la Drăgășan? Rusidava, parcul, piața. Tudor Vladimirescu. Așa, da. Și... Tudor Vladimirescu, statuia aia de... Și mai avem niște Cintu. Nume cu Escu la urmă. Mai sunt, dar... Avem și, odată era Banul Craiovei, la Craiova, dar avem șeful banilor la Drăgășan, nu? Domnul Iserescu. Da, așa e. Că România e plină de Escu. Escu, păi tocmai asta, nu m-am gândit acuși de moment. Da. Altfel, toate bune, sănătate să aveți parte. Mâine dimineață ne auzim din nou câte o glumă din asta, că uite, mai dăm așa cu tifla ploii, vremea este urâtă. E bine, ca să mai... Ocupăm și noi timpul ăsta. Poate mai intră careva acum, că eu îi cer locul. Da. Să știți că m-au certat câțiva telespectatori, prieteni de-ai mei mai vechi, așa, de dat așa. Cu bâta în baltă, cu biciu în baltă, ca să nu se înțeleagă altceva. Dar m-ai renunțat, îmi spuneau ei, m-ai renunțat la chestia aia cu pescuitul? Zic, nu, dar unde să pescuiești, că sunt apele tulburi peste tot. În general, așa, au fost apele tulburi în țară. Lumea nu prea a ieșit nici la munte, nici la șer și nici la delta, dar de mâine încolo. Vă promit că o să avem o rubrică săptămânală, așa, cu ieșirile de altă dată, pescuitul de altă dată și informații la zi, pentru că au început să fie eliberate permisele de pescuit, în ce condiții, cât costă, cu ce reduceri, o să aflați. Haideți că vă dau eu bancuri cu pești, cu pescari. Mâine dimineață pregătiți bancul cu pești, da? Absolut. Toate cele bune. Numai bine, domnule Șerban. Numai bine. S-auzind de bine, că n-ar fi rău să fie bine. Ne întoarcem la semnificațiile zilei. Vorbeam de François Villon, care după ce a fost exilat, nu se știe pe unde, n-a mai fost găsit niciodată. El e François Villon, mă rog, ce a mai rămas din el. Și mergem la următoarea semnificație. Ștefan, al nostru, care a fost cel mai mare, cel mai tare, mă rog, cu cele mai multe căsătorii, cu cei mai mulți copii și cu cele mai multe mănăstiri. La un moment dat s-a hotărât Ștefan al nostru să nu mai dea bir turcilor. N-a dat nici bir cu fugiții, că i-a bătut de câteva ori. Bun, dar chestiunea asta nu s-a lăsat așa cu lasă-mă, acum vedește Ștefan, nu mai mergem pe la el să-l luăm. S-a lăsat cu datorii, că țineți minte zicerea celebră a lui Ștefan cel Mare. Țineți minte ce vă spun, datorile nu sunt ale mele, nu sunt ale voastre. Vor fi ale copiilor voștri din vecii vecilor și acum avem datorii și mai facem în continuare. El e Ștefan cel Mare, asta pentru cei care ne urmăresc pe rețelele de socializare din Moldova. O altă semnificație, mergem acum pentru că am avut și arhitecți de-a lungul timpului. Acesta este Palatul Garnier, construit în stil neobaroc de un garnier care poartă numele. Unul dintre cele mai renumite sedii de operă din lume. A fost inaugurat la Paris în 1875. Ce făceau francezii pe la 1875? Făceau palate în care s-a ascultat și muzică și spectacole de operă. Acum, probabil că sunt vizitate aceste săli impresionante și acest Palat Garnier, unul dintre cele mai frumoase clădiri în stilul neobaroc, așa cum v-am mai spus. Unde mai ajungem? Ajungem prin stat, unii au ajuns chiar de mult în Statele Unite și mă gândesc acum să nu se supere niște conaționali de-ai noștri care nu știu cum fac un drag fără vize, cu vize, aproape că cu bani, ajung în Statele Unite fără să mai stea la coadă și au ajuns și prin Mexic. Trimit salutări, trimit și bani, se descurcă oamenii, nu știu dacă ei au trecut vreodată pe acest pod numit Golden Gate, care face legătura, o să vă dau și niște date legate de construcția acestui pod și mai ales de dimensiunile lui, face legătura între Oceanul Pacific și Golful San Francisco. Era și o închisoare prin zona pe acolo, Alcatraz, curentul fiind foarte puternic, cei care încercau să evadeze din închisoarea asta celebră, a fost închisă
cu ceva timp în urmă, nu aveau cum să treacă pe malul celălalt pentru că erau luați de curent. E, acest pod a fost construit, v-am spus când, dar dimensiunile lui, țineți minte următoarele cuvinte, dimensiuni. Lungimea podului 2700 de metri. Adică 2 km și 700 de metri lungimea. Lățimea 27,4 metri. Destul de larg așa. Înălțimea, țineți-vă bine acum, 227 de metri, iar de la de aici până către apă 150 de metri. Construcție, vă dați seama, când a început această construcție, la 1800 și ceva, sau cât 1000, să nu greșesc cumva să le dau americanilor ceea ce nu li se cuvine, adică vreo 100 de ani. Imediat dau pagina, că nu le țin nicio minte pe toate, că mai trece Alzheimer pe la mine. Deci, inaugurarea podului a avut loc în 28 mai, construirea a început în 1903, construcția în 1933, dar pe 27 mai a fost ziua pietonilor. Într-o singură zi pe acest pod au trecut peste 200.000 de pietoni, după care pe 28 au început autovehiculele să treacă. Și mai avem o inaugurare, dar asta e de pe la noi, inaugurarea Teatrului de Comedie din București, 1961, primul director a fost Radu Beligan. Radu Beligan, cu o piesă intitulată Celebrul 702, nu Celebrul 007. Aici avem colectivul de la teatru și mai avem ceva, nu mai avem, nu? La semnificațiile zilei, nu mai avem. Cam atât. Ziua e încărcată, mult mai încărcată. Alte amănunte, dacă doriți să le ascultați, după ora 8 la Radio Vâlcea 1, începând cu ora 8 și 6 minute alături de Diana Ștefănescu. Avem acum, ca să ne relaxăm puțin, uitându-ne încă o dată spre băduțul ăsta încărcat, ne ducem spre horoscopul zilei, darurile zilei prezentate de colega noastră Lili Suciu. Berbec. Astăzi, unii nativi ai zodiei Berbec își vor desfășura majoritatea activităților afară, în aer liber. Poate ai ceva treabă cu serviciul, oricum, important este să fii bine îmbrăcat ca să nu răcești. Astrele te sfătuiesc să ai mare grijă la sănătate în această perioadă. De asemenea, trebuie să dai mai multă atenție relației, mai spune horoscopul. În discuțiile cu cei apropiați, evită critici sau să faci apropouri deplasate. Taur, începeți să fiți mai direcți atunci când comunicați, mai ales la serviciu, altfel nu veți obține răspunsurile potrivite, cele de care aveți cea mai mare nevoie. Fiți sinceri, vorbiți despre problemele voastre, vorbiți despre lucrurile care vă deranjează, despre ceea ce vreți să schimbați atât în viața personală cât și în plan profesional. Dacă vă ascundeți, astrologii întrevăd niște surprize neplăcute, așa că mai bine acționați voi înaintea altora. Gemeni, ar fi bine să fiți atenți atunci când luați decizii importante, în special cele care implică o mulțime de bani sau alte resurse cu potențial financiar. Aveți grijă cui cereți sfaturi, pentru că nu toată lumea va fi la fel de cinstită pe cât ați dori să fie. Dacă aveți pe cineva în preajmă care este demn de încredere, apelați fără probleme. Deși, de obicei, sunteți cei care joacă rolul de ajutor pentru alții, cu această ocazie s-ar putea să fiți voi în această ipostază. Rac, fie că vrei să îți extinzi cercul social, rețeaua profesională sau doar să primești atenția unei persoane puternice, azi este ziua în care trebuie să arăți tuturor că ești unic și că meriți să fii ascultat. Fă un pas în față și ieși la rampă. Asigură-te că lumina reflectoarelor este pe tine și că rămâne acolo. Ai așteptat mult timp această atenție și ești pregătit să profiți la maximum de ea. Leu, este o zi bună să lucrezi cu ceilalți, mai ales dacă încearcă să îmbunătățească lucrurile. Nu fii prea modest cu ideile tale pentru acest proiect. Deseori este mai ușor să influențezi oamenii să fie de acord cu ce spui dacă ești entuziast și încrezător. Informațiile tale pot ajuta să ducă lucrurile în direcția corectă, așa că vorbește și lasă pe toată lumea să știe la ce te gândești înainte să fie prea târziu. Fecioară, ar putea fi o zi creativă și inventivă. Ideile originale și eficiente o să-ți pară că vin cu ușurință. O să te pasioneze tehnologia care îți poate face viața mai ușoară. O întâlnire o să vină ca o gură proaspătă de aer și îți va permite să te răsfeți cu lucruri pe care nu le împărtășești de obicei cu prietenii apropiați. Balanță. O persoană anume este gata să vă sară în ajutor pentru a trece mai ușor peste anumite momente, însă trebuie să știți că orice ajutor primit va fi condiționat. Trebuie să analizați și să vedeți dacă pentru ajutorul primit sunteți dispuși să plătiți un preț care s-ar putea să fie mult prea mare. Pe de altă parte, există și perspective cu potențial romantic, așa că, dacă tragem linia, s-ar putea să aveți parte de o zi mai plină decât de obicei.
Scorpion. Scorpionii au parte de o zi relaxantă. Trebuie să vă ghidați după dictonul "lasă pe mâine ce poți face azi". Cu cât depuneți mai puțin efort, cu atât mai bine. Asta și pentru că nu reușiți să vă concentrați foarte bine și astfel există riscul să luați decizii care nu sunt în favoarea voastră. Trebuie să începeți să aveți mai multă încredere în apropiați. Săgetător. Nativii săgetători trebuie să dea dovadă de mai multă flexibilitate atât în ceea ce privește programul de lucru, cât și în ceea ce privește relația cu partenerii de afaceri. Gândiți-vă că nu dețineți adevărul absolut și încercați să extrageți cele mai bune idei din mesajele transmise de ceilalți. Capricorn. Marți, capricornii trebuie să fie mai temperați și să încerce să își stăpânească reacțiile, mai ales dacă este vorba despre furie, provocată probabil de un gest al persoanei iubite. Seara primești o vizită de la cineva care îți va da vești foarte bune legate de profesie. Noul an te surprinde cu o ofertă excelentă în plan profesional. Vărsător. Astăzi, nativii zodiei Vărsător vor cunoaște clipe de mare bucurie care le va da o dispoziție de invidiat. Persoana iubită te va surprinde plăcută, așa că ar fi bine să petreceți cât mai mult timp împreună. Dacă nu ți-ai găsit încă jumătatea, ar trebui să socializezi mai mult. Astăzi, șansele în dragoste sunt foarte mari. Astrele îți recomandă, în schimb, să nu faci cumpărături. Pești. Ziua de marți pentru unii dintre nativii pești ar putea să aducă momente dintre cele mai neplăcute. S-ar putea să întâlnești o persoană care îți va trezi amintiri triste. Chiar și așa, nu te lăsa copleșit de dezamăgire sau de frustrare, spune horoscopul. Ar fi bine ca după amiaza să o petreci mai mult acasă, alături de familie și cei dragi. Da, să-i mulțumim colegii noastre, Lili Suciu, pentru darurile aduse, bine luate de la astre. Pentru ziua de astăzi, 5 ianuarie, este ajunul bobotezii, dar iată că suntem botezați de câteva zile de apă de ploaie. Apropo de aghiazmă, sunt niște reguli stricte pe care trebuie să le urmăm. Distanțarea 1,5 metri, am înțeles că în unele localități ale țării bidoanele sunt deja umplute, strânse cu acel dop, numai să stai la coadă și să-ți iei bidonul și să pleci. În alte zone se stă la coadă, dar pe vremea asta sper să nu plouă mâine și mai ales poimine. E bine, pentru ziua de 6 și mai ales pentru ziua de 7 o să avem, într-un fel, ediții speciale, pentru că vom avea și invitați Ion și Ionele, asta ca să vă țin aproape de televiziunea Antena 3 și de matinalul Fie Antena. Pentru că a apărut pe plasmă un chip, pentru unii foarte cunoscut, pentru alții necunoscut, din păcate. E vorba de un mare actor, un actor român care a jucat rolul impresionant în Apus de Soare, a jucat și rolul unui Cezar, Iulius Cezar. Este vorba de George Calboreanu, un mare actor văzut din ce în ce mai rar, poate că filmele de arhivă alb-negru. Este unul dintre cei mai mari actori pe care i-a dat România, de la înființarea, să zicem, teatrului până în zilele noastre. Ce înseamnă să vorbești de unul singur? Dacă avea lângă tine o domniță, o crăciuniță, cum mi-am dorit, sau, eu știu, o primăvăratică, din asta ar fi situația, mai pasez și eu, ca la fotbal, vorba, cuvântul, așa, cu cine să driblez aici, pe cine să driblez, îmi dau singur, cu stângul, în dreptul, eu ce întregi, eu dau cu vorba, nu cu capul, dar vorbele vin și din căpșor. George Calboreanu, născut în anul 1896, mai avem câteva nume, de pe la noi mai puține, aici în rolurile pe care vi le-am spus eu, în rolul lui Ștefan cel Mare, George Calboreanu. Și să deruleze puțin mai repede imaginile, iată un alt rol și același om, același actor. Aici avem altceva, aici o figură așa de italiano vero, pentru că este un italian celebru, cel care a scris printre altele un roman celebru care a fost și ecranizat, Numele Trandafirului, Umberto Eco, s-a născut în 1932. Și ajungem la o altă, el tot Umberto Eco este, aici mai macho așa, mai cu pălărie, apropo de pălărie, o să vin și cu pălărie dimineața, și aici, iată o coroană și un încoronat, e vorba de regele Juan Carlos al Spaniei, născut în anul 1938. Spaniolii și-aduc aminte, o figură celebră, a fost, dacă vă aduceți aminte ce ați urmărit, și la ceremonia de înmormântare a regelui Mihai I al României alături de soția sa. Și acum urmează, după, iată ce ținută regală aici, cine, dacă se cumva s-au trezit doamnele și domnitele și au plâns, au avut batiste, ca altădată la articolul 402, Doamna și Vagabondul sau O floare și doi grădinari, se plângea mult atunci, prin 1977, cel la cinematografe, au plâns mamele, au plâns fiicele, au plâns în general cele care au mers la cinematograf,
să urmărească filmul S-a născut o stea cu Lady Gaga și acest frumos bărbat, trebuie să recunosc, așa, uitați-vă ce diferență între el și mine, Bradley Cooper. Născut în anul 1975, dacă doriți să urați la mulți ani, găsiți pe rețele socializare, îi spune la mulți ani din România, din Vâlcea, am văzut la matinalul Fie Antenă, prezentat de unul, Vali Conea, mă rog, ochi albaștri, facă inimă zburdanică, cine să nu-l iubească, nu? Bun, la mulți ani și celor care s-au născut și nu trecuți în calendar, astăzi de 5, în ajun de Bobotează și să vedem ce se va mai întâmpla în continuare, că sunt multe zile cu multe semnificații și noi multe avem de adus aici la matinal. Să lăsăm pe Bradley Cooper, rămâneți cu mine pentru că arăt mai bine dimineața, cum arată și bradul ăsta care mai are, vă spuneam, cam două zile de staționat aici în studioul Antena 3 matinalul Fii Antenă. Și acum fiți antenă, pentru că v-am tot cântat eu zona înaltă, zona montană a județului Vâlcea, cu frumuseți pe care alții nu le au și le doresc. Noi le avem și, din păcate, nu știm să le punem la treabă. E vorba de o zonă dincolo de Voineasa. Voineasa, cu următura Vidruțe, la Vidra nu aveți cum să stați, că acolo e tot un paragină, din păcate. Și mergeți spre Obârșia Lotului. Obârșia Lotului mai apropiată de Petroșan, la vreo 39-40 de kilometri, mai apropiată și de Alba, dacă ducem încolo spre Valea Frumoasei, dar mai apropiată de turismul care ar trebui să aducă niște bani județului Vâlcea. E bine, avem niște imagini scoase de mine, din lada mea de zestre, de acum 2 ani de zile, sau chiar 3. 2 ani de zile, da. 2 ani de zile pe timpul ăsta. Și imaginele care vor urma timp de vreo 5 minute pot fi trecute la rubrica ce am avut și sper că n-am pierdut. De asta vreau să le dătura cu domnul primar de la Voineasa, domnul Stățescu. Am înțeles că către sfârșitul lunii, sper către sfârșitul lunii ianuarie, sau poate chiar peste 2 săptămâni, să avem pârtia deschisă și în aceste condiții de pandemie. Să fie o bucurie pentru cei care vor veni din Constanța, din Iași, din satul mare, din Arad, Timișoara și din centru. Sibiu e aproape, Clujul trece pe la Sibiu și vine acolo. Urmăriți ceea ce aveam acum 2 ani de zile, să sperăm că vom avea și anul acesta și de aici încolo mulți ani.
De acum 2 ani de zile la Pârtia Amioarele, de la Bârșia Lotului, vă mai spun o dată, parcă am mai rostit ceea ce o să rostesc acum la radio pe 88.6, alături de Diana Ștefănescu. Întâmplător sau nu, un grup de austrieci veniți în zonă l-a schiat, eu știu, l-a recomandat, l-a cumpărat, probabil. Întrebați fiind cei care erau atunci, să zicem, proprietarii acestei pârtii, nu vă sunteți proști? Adică nu știți ce să faceți cu zonata, dați-ne-o nouă și să vedeți că în 2 ani de zile renunță oamenii la Austria, renunță la Elveția, la Italia și la Franța și vor veni aici. Acum mă gândesc, fiind vâlcean așa, de origine, de pământ așa din Vâlcea, având noi de-a lungul timpului, parcă avem al doilea prim-ministru, tot din județul Vâlcea, pe domnul Câțu, și un consilier personal al domnului Câțu și relații pe la Voineasa și pe la Bârșia Lotului, n-ar fi păcat după ce ne-a lăsat Dumnezeu zona asta să nu exploatăm între ghilimele, adică să-i dăm drum. Și am înțeles, repet, după discuțiile purtate înainte de Crăciun cu cei de la București, s-ar putea ca la sfârșitul acestei luni să avem deschidere de pârtie oficială. Au fost mai multe procese, angrenați în procese cei care au preluat pârtia sau vor prelua și cei care au avut-o. Dar este de-a noastră, adică din județ, să vină alții să patroneze și să ia bani să-i ducă în altă parte. Ba mai mult, vă spun așa, din surse sigure, ce fac vecinii noștri ca să nu ajungă turiștii la noi, dacă pârtia ar fi fost deschisă sau s-ar deschide? Au blocat niște drumuri dinspre Alba înspre Obârșie, să nu aflăm că și plagua Pasacă se blochează drumul ca să nu vină turiști din zonă în partea asta. Deci dați-le domnilor de la București, potrivită oamenilor să vină în zona asta, să mai vină și pe valea asta Lotului, să ducă înspre Obârșia Lotului, să vină dinspre Petroșan, să vină dinspre Sibiu, Alba, Cluj, pentru că e păcat, e de-a noastră, e a tuturor și e păcat să nu producă bani. Și mai gândiți-vă dată și acum, dacă cumva de la București, în cabinetul domnului prim-ministru Câțu, ne aude cineva sau șoptește cineva la ureche, faceți ceva și cu zona Evidra. E păcat de Dumnezeu, 35-40 de ani de zile de dărâmături acolo și de lupte între sindicate care au nicio legătură. Că am întrebat câțiva sindicaliști, domnule, ați plătit la sindicat? Sindicatul domnului Hosu. Da, și ați fost dată în recreere o săptămână la Vidra. Păi unde să stăm acolo? Nu avem unde. Vedeți? Asta e situația deocamdată, sperăm că să se schimbe și cu ajutorul oficialităților locale și cu ajutorul celor la București. Avem și noi pile, cunoștințe și relații acum. N-ar trebui să profităm de ele, nu traduceți Partidul Comunist Român. Pile, cunoștințe și relații. Iată că încet, încet v-am dus cu vorba până către ora 8, mai sunt câteva minute. Am înțeles că cineva a încercat să intre în legătură directă cu noi, dacă mai are posibilitatea să ridice receptorul sau, mă rog, să apese pe taste cifrele pe care sunt afișate pe ecran, cu mare drag să vedem ce se mai aude de prin județ sau din alte zone. Salutări celor care ne urmăresc pe rețele de socializare, avem așa telespectatori în Irlanda, salutări, în Norvegia, salutări și în Spania, Tarragona, tot așa, salutări. Și începând de mâine, v-am spus, venim așa să mai aducem de ceva în matinalul Fii Antenă, o maximă legată de viață, de dragoste, de orice. Bună dimineața! Bună dimineața! Vreți să mă certați sau? Domnule noastră, sunt să-i mulțumesc domnul Conea Valerin pentru gândurile frumoase care le are pentru județul Vâlcea. Un om foarte simplu, un om foarte deștept, cu calități frumoase, bătea surca când era mic, Rista. Da, la zid acolo, la zid. Da, îmi place gândurile frumoase, degeaba pile nu sunt, că e DNA-ul. Așa, bun. Da. De unde sunteți? Dacă a treia, a patra acasă, pe linia principală de la dânsul. Deci suntem... Vecinul nostru de mic copil care știa să pună punctul pe X. Acum puncte și mai pune punct la ce trebuie să fie bun sau frumos, așa. Mulțumesc pentru pregătirea lui, mulțumesc unde a ajuns și așa mai departe. Multe realizări în viața dânsului. Salutări și cu bucurie, iată această intervenție. Da, cu bucurie și cu tradiționalul la multa. Poate mă sune domnul Valerică, să mai stăm de discuții. Numai bine, toate cele bune. Mulțumesc. Da. Iată așa, cu o vorbă de la dumneavoastră, cu niște vorbe de ale mele, cu imagini de ale colegilor, a trecut și această, să zicem, zonă a zilei, poate cea mai plăcută. Pentru că dimineața, așa, când pleci la drum și pleci de acasă, te gândești ce să faci în restul zilei. După care,
dacă ai ales boabele de neghină, te vezi cu sacii în căruță, mergi și acasă și acolo, lângă ai tăi, începi să povestești ce ai mai făcut, ce au mai făcut și ei. Și vine și seara, se lasă și noaptea și vine și după bună dimineața, bună ziua și noapte bună. Totuși e vreme de deșteptare, așa, nu trebuie să punem imnul Deșteaptă-te Române, degeaba îl punem de vreo 30 de ani. Oricum, rămâne la tine fiecăruia să gândească altfel, să facă ceva, nu să aștepte pică pară măleață în gura lunetă frață. Și aștept și eu de la București, de la Râmnic, de aici, din centrul Râmnicului, niște intervenții, așa, ca să vedem spre sfârșitul lunii, la începutul lunii februarie, zăpada în zona aia ține foarte mult, fiind pe partea nordică, nu pe partea sudică, cum sunt alte pârtii, zăpada rămâne până aproape de Paște, s-a schiat într-un an și de Paște. Așa, bii acolo un costum de vară, așa, și să schiezi pe pârtia aia așa de frumoasă. Toate cele bune pe mâine dimineață și vă las cu un videoclip. Ceva nou, de an nou, pentru tine nou, a intrat, toate cele bune. Ea mă privește cu ochi căprui și-mi dă de înțeles că-i nimănui. Misterul plutește ca un abur plăcut, iar zâmbetul ei miroase a sărut. Vorbele curg, lapte și miere, și tot ce se întâmplă îmi face plăcere. Și un gând necurat ne poartă în păcat. Dar tu nu mă cunoști, pentru tine sunt nu. Citește ce scrie mărunt, un ambalaj inspirat, o prezentare frumoasă, dar te costă prea mult dacă-l iei acasă. Nimic nu-i perfect, undeva e o fisură care poate să facă din dragoste ură, dintr-un adevăr să facă minciună. Tu nu mă cunoști, pentru tine sunt nu. Pentru tine sunt eu, mai bine să ne oprim, să rămân potențial erou, să visăm că ne iubim. Și cade ușor ca un flutur în plasă, cred că totuși am să o iau acasă. Poate că ea mă va salva. Mă va salva. Pentru tine să...